3 ouă, 150 de grame de zahăr, 150 de unt, un praf de sare, coajă de la o lămâie. De lapte călduț, laptele să fie un pic călduț, un plic de amoniac, circa 9 grame, și făină cât cuprinde, circa 500-550. Punem 3 ouă într-un vas. Adăugăm zahărul, 150 de grame. Amestecăm. Punem și margarina, 150 de grame. Sau cine dorește, poate să pună unt. Punem și sarea. Coaja de lămâie. Punem puțină făină. Făină punem cât cuprinde. Punem și bicarbonatul de amoniu. Îl amestecăm cu lapte. Și acum îl punem peste poziția. Amestecă. Mai adăugăm puțină făină. Încă puțină făină. O frământăm cu mâna. Mai avem nevoie de încă puțină făină. Deci avem nevoie de 3 ouă, 150 de grame de zahăr, 150 de unt, un praf de sare, coajă de la o lămâie, de lapte călduț, laptele să fie un pic călduț, un plic de amoniac, circa 9 grame, și făină cât cuprinde,
circa 500-550, depinde de făină. Aluatul este gata. Eu îl las să se odihnească. Circa o jumătate de oră, o oră. Asta este aluatul nostru. Nu este nici prea tare, nici prea moale. Întindem aluatul. Fluturaș. Sau cu frunzuliții. De floare. Le dăm la cuptor circa 30 de minute, 20-30, depinde de cuptor, la foc potrivit. Am topit ciocolată. O să-i băgăm în ciocolată și apoi în nucă, nucă de cocos și bombonele colorate.
Luăm un biscuit, introducem în ciocolată. Un capăt, apoi celălalt. În nucă. Și asta este primul lumatul în ciocolată. În nucă de cocos. Uitați. Luăm altă. Îl introducem în ciocolată, prima parte. Poi introducem cealaltă. Bombonele colorate. Asta este rezultatul. Așa facem cu toți biscuiții. Sper să vă placă. Vă mulțumesc pentru vizionare. O zi frumoasă tuturor. La revedere!